Pentru a treia zi la rând, bursa americană a fost pe roșu. Era fost prima zi de transacționare a săptămânii, iar cotațiile au fost trase în jos de marile companii din domeniul tehnologiei. Acestea învață pe propria piele povestea lui Icar. După o creștere fulminantă, s-au apropiat prea mult de soare, iar acum încep să cadă. Apple a pierdut, de exemplu, 6,7%, iar Microsoft 5,4%. Cel mai rău stă însă Tesla, favorită investitorilor. Acțiunile companiei s-au depreciat cu peste 21%. Analiștii așteptau acest moment. Companiile din tehnologie au crescut mult în ultima lună și au doborât record după record. Nu putea merge așa la infinit. Întrebarea este acum dacă toată bursa americană se va molipsi de la ele.